Jandarmeria Română împlinește pe 3 aprilie 166 de ani în slujba cetățenilor. Pentru a marca această zi, Inspectoratul de Jandarmi Giurgiu a organizat astăzi Ziua Porților Deschise, în cadrul căreia a fost prezentată tehnica din dotare. Cei mai interesați de acest eveniment au fost copiii care au venit în număr mare. Cum ți se pare, e grea? Da. Nu e grea? Bacă mânuța pe aici, bacă mânuța pe aici. Deloc? Nu. Bacă mânuța asta, bacă mânuța asta, bacă mânuța asta, să fie un adevărat luptător. Așa? Așa, da. Să mă ții cu aparat și casca de protecție antitero. Și eu vreau. Și tu, și imediat pe aici. Și eu vreau. Bacă mânuța mai jos. Vreau și eu. Cum ai cu casca aia? Eu? Ține și bastonul. E bine? Copiii prezenți la acțiune și-au putut satisface curiozitatea privind activitatea militarilor care le-au prezentat ținuta militară, echipamentele de comunicații, de intervenție și protecție. Micii vizitatori au putut admira și mașina de intervenție a jandarmilor, dar și câinii dresați să participe la misiuni. Ai mai ținut vreodată o pușcă de-asta în mână? Nu. Și cum e? E grea. Așteptai să fie grea? Nu mă așteptam. Ți-ar plăcea să lucrezi în jandarmerie? Da, de mic am visat. Îmi place foarte mult. Și o să faci ceva în privința? Păi îți trebuie școală, îți trebuie multe. Pregătire îți trebuie, trebuie să ai facultate. Am văzut în mare parte și mi-a fost explicat arme care sunt folosite în diferite intervenții și costumele. Ai recunoscut ceva? Da, aproape am recunoscut între costume pentru ce este. Te-ai gândit vreodată să devii jandarm? Da, m-am gândit numai că condiția fizică nu prea mă ajută și... Da, condiția fizică în special. Am văzut astea. Ce sunt astea? Nu știi? Nu. Ce ai mai văzut? Cătușe, mănuși, spray. De-asta. Ai mai văzut pe astea până acum? Am mai văzut, dar nu mai știu cum se numește. Stație! Jandarmii giurgiuveni se vor afla tot mai des în mijlocul copiilor în perioada următoare. În această lună are loc programul Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun, iar jandarmii vor desfășura în școlile și liceele din Giurgiu o serie de acțiuni preventiv-informative.